Bă, știți unde am fost săptămâna asta și genial? Unde? La tir. Ai mers cu camionul? Îți place să conduce? Nu mă, la tir sportiv. Te duci în poligon și îți dă armă și tragi cu armă de aia. În țintă din aia de hârtie. Exact. Bă, Mircea, ție trebuie armă adevărată. Tu trebuie să vii cu mine la vânătoare. Acolo adrenalină. Să vezi acolo mistrețul, să nu știi, îi ori tu, ori el. Nu Counter-Strike din ăsta ce faci tu. Ce, Ioana? E o muscă sau ce-i? Hai repede! Dar zi ce-i? Hai repede, Mircea, un șoarec! Cum ați frică de șoarec, ești culmea. Mircea, uite atâta era, hai! Uite-l acolo, hai! N-are de unde să avem noi șoareci din ăștia. Ce, și ție ți-e frică de ei? Nu, dar bine să-i sperii să nu vină. Ca să meargă de aici, știi? Că dacă nu, să nu vină să te muște. Dar ce ăștia mușcă? Păi nu mușcă oameni, nu roade pe aici, să nu roadă, știi? Și de aia, dar nu mă știu, Cristi se știe cu animale și cu astea, trebăm pe el. Ce faceți? Bă, noi nu vrem să deranjăm. Trebuie să mă duc să sparg un perete, să crap niște lemne, să dau găuri. Și apoi nu mă ajutați cu șoarecele aici. Bine, Mircea, acum trei bărbați la un șorecuț. Doar nu ți-e frică? Mi-e frică, dar pe nu știu, să nu murdăresc pe geam, n-am mai prins șoareci în viața mea și... Tu unde vii? Dar mă duc la administrator, o plătesc 200 lei pe interfon și mi-intră oricine în casă. Păi și așa în șosete? Amă, dacă m-am pornit, nu mă întorc. Nu, cum mi l-ai prins? Tu mă lași singură cu șoarecele în casă? Da, ți-am mai zis că e șoarec, n-are ce să-ți facă. Doamne, iartă-mi, un șoarec. Ce se aude? Hai, centrala. Mircea, te rog, eu prinde-l. Tu cel mai bine ne băgăm în cameră și închidem ușa și lăsăm ușa de la intrare deschisă, se poate ieși afară. Da? Și dacă intră mai mulți? Nu știu ce faci, dar scapă de el. Eu n-am înțeles bine că eu am facultăți și master și mă pui să stau în genunchi să prind șoareci, Ioana. Se pare normal? Pe aia să chemăm pe unul care cu aia se ocupă, ceva șorecar profesionist, care are diplomă. Să vină el, nu mă pui pe mine. Vorbește cu cine vrei, dar scapă de el, punct. Nu, arată-mi că-l omor. Dar ce faci cu ăla? Păi am zis că să mă protejez în caz că mă mușcă. Dar n-ai zis că roade numai mobila? Am interesat mai bine pe net și, într-adevăr, un 1% sare și mușcă. Și știi că au boli și apoi... Începe pandemie și apoi trebuie să stăm în casă și acum cu șorecul și... No. Ai mai văzut? Până aici s-au fost fraiere. Nu, gata, l-am prins. Da? Unde-i? În dulapul de haine. Bine. Și acum ce facem? Păi până el stă acolo... Ne facem bagajele și ne mutăm în altă parte. Dar hainele sunt dulap. Atunci numai ne încălțăm și eu zic să începem o viață nouă de la zero.